Corina Cucu are 42 de ani și este inspector în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al ISU Oltenia. În 2014, la 34 de ani, a început să cocheteze cu clubul sportiv din cadrul instituției, s-a îndrăgostit de atletism și a început să participe la concursuri rezervate pompierilor. În scurt timp, s-a impus la competițiile naționale și a fost inclusă în lotul României pentru campionatele mondiale. A fost prima dată competiție la nivel de IGSU, veneau colegi care participau la probă și colegii care erau antrenori, care erau arbitri și ei văzându-mă au zis: "Păi, tu chiar ai talent, ar trebui să te antrenezi, că tu ești un câștig pentru lotul IGSU." Și zic că super, haide că mă antrenez. Și uite, așa am început antrenamente. Prima dată chiar nu știam despre ce e vorba, am început să alerg singură, nu știam să alerg singură, ce să fac la un antrenament. Campionatele mondiale pentru polițiști și pompieri sunt structurate pe grupe de vârstă de 5 ani. Corina Cucu participă la probele de 100, 200, 400 de metri și săritura în lungime. Craioveanca a urcat pe podium la toate competițiile internaționale de acest fel la care a participat. Din 2014, cred că am ratat doar un singur campionat mondial, din lipsă de finanțare. Ce performanțe ați obținut la aceste campionate mondiale? Loc 1, 2... Și anul ăsta am făcut cunoștință și cu locul 3. Au fost în America, Fairfax, Los Angeles, au fost acum la Rotterdam, campionatul din China pe care l-am ratat din lipsă de sponsorizare, din lipsă de susținere materială. Și am mai fost și am participat la un campionat european în Gibraltar în 2018. Sportiva craioveană a ratat un singur campionat mondial, cel din China, unde nu a putut face deplasarea din lipsă de fonduri. Anul acesta a reușit să participe la campionatul mondial de la Rotterdam, după ce a reușit să obțină o sponsorizare privată. Este deja mai mult decât o piedică. Nu ai suportul material, nu poți să faci. Am ratat o competiție pentru care m-am antrenat, în care am investit timp, efort, emoții, orice se poate investi, eram chiar bine pregătită, foarte bine pregătită, conform spusului antrenorilor, și nu am putut participa pentru că nu am avut finanțare. Ce înseamnă? Avion, cazare, masă, deci efectiv nu am avut. Corina Cucu are 2 copii, o fată de 6 ani și un băiat de 12. Pentru antrenorul ei, Corina este un exemplu și o sursă de inspirație pentru ceilalți elevi. Generațiile care vin din urmă trebuie să aibă strict niște interese, pe când la ea nu. Nu întâlnim acest aspect. Cât de mare e pasiunea ei pentru sport? Pasiunea este foarte mare pentru că în același timp noi lucrăm și parte de psihologie. Psihologia sportivă, determinarea ei, pe când cu ceilalți copii lucrez în general mai mult pe psihologie decât parte sportivă pentru a-i determina să aibă performanțe. Cum se lucrează cu un astfel de om? Foarte ușor, foarte simplu, pentru că el se adaptează rapid, înțelege nevoile antrenorului în condițiile în care trebuie să obținem rezultate, iar din punct de vedere al colectivului, socializează foarte bine. Performanțele Corinei vin dintr-o ambiție și o dăruire ieșite din comun. În plus, susținerea familiei a jucat un rol foarte important în obținerea tuturor performanțelor din ultimii 8 ani. Trebuie să găsești, să-ți depășești momentul acela când nu mai pot, nu mai vreau. Și zici și totuși, că nu mai poți, tot mai poți puțin. Și atunci am găsit acest sprijin în soț. Ziceam, nu mai pot, nu mai, sunt obosită, aș vrea să stau, sunt singură și mi-e greu să mă duc să alerg atâția kilometri. Hai că merg eu cu tine. Și uite așa, din susținător a ajuns chiar un fel de aliat, de coleg în alergare, de partener în alergare. Corina Cucu a adus 10 de medalii pentru ISU Dolj în decursul anilor. Colegii și superiorii Corinei sunt mândri de ea. Doamna capitan Cucu Corina este unul dintre cei mai buni pompieri din România, în special în ceea ce privește competițiile de atletism la care dânsa a participat și participă în continuare. Și a participat cu rezultate deosebite, rezultate care ne onorează pe noi ca instituție și nu putem decât să ne bucurăm de faptul că avem un astfel de coleg care cu pasiune și cu dedicație face acest sport, atletism, care nu este un sport ușor, la un nivel de performanță care nu ne este accesibil tuturor.
Corina Cucu se antrenează acum de 3 ori pe săptămână. Anul viitor este hotărâtă să participe la campionatul mondial de atletism rezervat polițiștilor și pompierilor care va avea loc în Canada. La aceste competiții participă peste 10.000 de oameni din 65 de țări.